să se calculeze 21 supra 4 plus 21 pe 4 plus 21 pe 4 plus 21 pe 4 plus 21 pe 4 până la infinit. Expresia asta. Da, pe la olimpiade. Se notează cu Y expresia asta. Ăsta e tot Y. Pe infinitul. Deci Y fac 21 plus 4 plus Y. Aducem la același numitor, 4 plus Y plus Dumnezeu plus extremele. Ăsta e 1. 4 plus Y egal cu 21, mulțit cu Y 21, Y pătrat plus 4, Y minus 21 fac 0. Ui, cu asta gradul 2. AX pătrat plus BX plus C egal cu 0, X1, 2 minus B plus A radical din B pătrat minus 4AC supra 2A. Dacă B, 2B prim este par, X1, 2 fa minus 2B prim plus A minus 2B prim la pătrat minus 4AC pe 2A. X1, 2 fa minus 2B prim plus A minus 4 factor comun B prim pătrat minus AC supra 2A, radical din 4 e 2, minus 2B prim plus sau minus 2, egal B prim pătrat minus AC supra 2A, 2 cu 2 se simplifică, se dă factor comun, deci X1, 2 fa minus B prim plus sau minus radical din B prim pătrat minus AC, asta este formula funcție de jumătatea lui B. Când B este par, o aplicăm pe asta, funcție de jumătate. Ne ajută. Formula funcție de jumătate lui B, Y pătrat plus, 2, plus 4Y minus 21 fac 0, minus 2 plus sau radical din 4 plus 21 pe 1, minus 2 plus sau minus radical din 25. Y1, 2 minus 2 plus sau minus 5, adică în 25 fac 5. Y1, 2 plus 5 fac 3, Y2 fac minus 2 minus 5 fac 7. Îl luăm numai pe asta pozitiv, Y3 este pozitiv. Și asta este soluția. Deci, este simplu. Nu e așa de greu, dar pentru competiții trebuie, eu am dat foarte multe funcții, expresii numerice infinite, funcții infinite și le dau și mai multe ecuații cu funcții infinite pentru a spori puterea de concentrare și de înțelegere a mai multor tipuri de probleme pentru a face față eventualii studenți care ajung, studenți sau elevi care ajung la olimpiadele internaționale. Succes!